seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în această seară de marți la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. În această seară vom face o radiografie a vieții noastre de zi cu zi, cu toate componentele ei, politice, sociale, economice, având alături un om care nu este politician, dar cunoaște foarte bine legile și regulile după care ar trebui să se desfășoare viața noastră într-o societate normală, plus că este un fin observator cu opinii întotdeauna în orice domeniu și pertinente. Este vorba de domnul avocat Sergiu Bratu, decanul Baroului Avocați Giurgiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara telespectatorilor dumneavoastră și fiind prima apariție TV pentru acest an, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor, vreau să le urez un an liniștit, un an cu împliniri în toate domeniile vieții și îmi place mie să urez de fiecare dată când discut de începerea unui nou an, deși în viață e destul de greu să nu se întâmple acest lucru, însă le doresc ca în acest nou an să nu pierde pe nimeni drag și apropiat, pentru că odată întâmplat acest tragic eveniment, viața se schimbă și nimic nu mai poate înlocui pe cel care pleacă de lângă noi. Îmi place că spuneți asta, pentru că vom putea trage, să spunem așa, o concluzie la final, când vom vorbi despre tot ceea ce se întâmplă și despre toate relele sau și bunele care se întâmplă în viața noastră, vom ajunge la concluzia că sunt lucruri care poate par neînsemnate, dar care ne fac totuși, care ne împlinesc viața. Și urările care se fac de sănătate, de iubire, de alături, de cei dragi, până la urmă sunt cele mai importante, dacă le ai. Domnule avocat, pentru că tot ați invocat și începutul acesta de an, cred că pot să spun că s-a observat așa o diferență foarte mare între sfârșitul anului trecut, care a fost un sfârșit furtunos, de an furtunos, cu schimbări în viața politică, și un început de 2015 mult mai calm deocamdată. Haideți să pornim de la finalul anului trecut, 2014, care a însemnat la finalul anului plecarea lui Traian Băsescu de la Cotroceni și venirea unui nou președinte votat cu mare, mare entuziasm de peste 6 milioane de români de pe toate, din toate colțurile lumii. Aș începe să spun în primul rând din toate colțurile țării, pentru că toate colțurile lumii până la urmă n-au însemnat decât 120.000 de voturi, ceea ce nu înseamnă extraordinar. Faptul că s-a folosit această anatemă și s-a venit cu ea prin niște tehnici evident exersate și dobândite la școlile de specialitate, asta este o cu totul altă discuție. E clar că noul an, anul în care am intrat, este un an mai liniștit, pentru că în primul rând, cel ce a trecut anul a fost un an electoral și automat că în temperatura verbului și comportamentul oamenilor în perioade post-electorale și pre-electorale mai ales, crește și se accentuează comportamentele extreme, frustrații găsesc în sfârșit un moment al demonstrării tuturor aptitudinilor de care ei sunt în stare, pentru că este în natura firească a omului și cu atât mai mult în natura românului și a românului pervertit de 50 de ani de comunism. Pentru că după 50 de ani de comunism, românul a dobândit și a dus la niște culmi inimaginabile atât actul trădării, atât comportamentul disimulat pervers, a ajuns, din păcate, să fie o componentă genetică a poporului român. Deși politicienii ocupă într-un top al încrederii un procent foarte mic de încredere din partea românilor, oamenii s-au săturat, au reproșuri foarte mari de făcut fiecărui guvern, fiecărui politician care s-a, de fapt, toți cei care s-au succedat la putere. Și cu toate acestea, ați văzut ce emulație este, cel puțin de câțiva ani,
în perioada alegerilor, oamenii încă mai cred că votul lor și dorința lor de a aduce pe cineva la putere chiar contează și chiar vor să facă ceva cu votul lor, nu? Da, și au făcut. De fiecare dată au demonstrat că au făcut. În prima fază... A crescut prezența la vot în ultimii ani. Foarte frumos. Au crescut prezența la vot și eficiența. Politicienii n-ajung acolo și n-au ajuns niciodată singuri că s-au votat singuri. Ei au fost votați de către oameni. Au fost votați de către oameni guvernați de către interese financiare. Spuneți că discutăm despre o acalmie. Stați un pic să ieșim din iarnă și urmează să vedeți și acalmia. Pentru că o schimbare politică, cum a avut loc în... Era firesc să se întâmple acest lucru. Președintele, vechiul președinte, nu mai avea dreptul să candideze, deși el și-ar fi dorit probabil să rămână la Cotroceni până la sfârșitul zilelor lui. Ca un beneficiu al democrației, acest lucru nu mai este posibil, însă există o chestie peste care eu oricum n-am să și nu pot să trec. Apariția în cadru, în planul secund, a acelorași figuri care au nenorocit oameni în această țară și spun că au nenorocit cu deplina cunoștință de cauză. Pentru acum, că dumneavoastră puteți să faceți, aduceți o explicație, să spunem, pentru că sunteți un om care prin natura meseriei căutați substratul, căutați ceea ce este dedesubt, nu neapărat în fața cuvântului sau în fața ceea ce vede toată lumea. Puteți să explicați într-un fel, deci cu 2 ani în urmă, într-o emulație extraordinară, mă refer la referendumul de destituire al președintelui Băsescu, au ieșit în stradă peste 7,5 milioane de români, în speranța că votul lor va reuși să schimbe ceva în țara asta. Nu s-a întâmplat, din diferite motive pe care nu le discutăm acum. Dar nu numai împotriva lui Traian Băsescu, și împotriva guvernului, guvern care a fost, cred că, cel mai urât de oameni în acești 25 de ani. Acum, văzând rezultatul votului și ce se întâmplă în țară, nu mai cred că a fost cel mai urât. Atunci așa se părea că era. Deci, după 2 ani, cu aceeași efervescență, sunt aduși din nou... Asta vreau să spun. Despre ce ură pot să discut? Despre ura în care nimeni altul decât Mihai Răzvan Ungureanu tunde iarba în Palatul Cotroceni, consumând din nou vită de Kobe și whisky de 28 de milioane sticla. Despre ce vorbim? Vorbim despre același om. E vorba de memoria colectivă. Ce au făcut românii? A poporului nostru? Ce au făcut românii? Ce au făcut românii? Asta au făcut românii, doamnă. N-ajungi să te gândești decât că asupra acestei țări a coborât un imens nor bahic care a reușit să ia mințile oamenilor și să ajungem într-un cerc. Credeți că atunci când ei au mers și l-au votat pe acest nou președinte, Iohannis, ei s-au gândit că îi vor aduce la putere și pe ceilalți de care a vrut să scape cu 2 ani înainte? Păi da, să mă ierte Dumnezeu acum... Orice individ pleacă, să plecăm de la prezumția că la mansardă există mobilă, dacă mi-e permis această expresie. Adică, totuși, suntem purtători de materie cenușie. În momentul în care vezi pe cineva cu cine se asociază și cu cine defilează, evident că nu poți să ajungi și să nu constați că cel care se află în spate... serviciile pe care le-a prestat de a te aduce pe tine în linia întâi, trebuie să-i le întorci. Și cum îi le întorci? Revendicând puterea, ajungând la guvernare și plătindu-ți serviciile prin posturile de guvernare. Adică, într-un final, prin banul public, că asta e tâmpenia din România. Timp de 25 de ani, nu am făcut altceva decât am transmis și am educat copiii și pe toți cei care au venit din spate, că ajungând în politică, ajungi la guvernare, ajungi la bani, ajungi la fericire. Se pare că mai ca să spun așa, mai prezent ca pretutindeni în lumea asta,
în România puterea și banul tâmpesc în egală măsură. Și 25 de ani au demonstrat-o cu prisosință. Păi, dacă îmi dați voie și puterea și banul, trebuie câștigate urcând anumite trepte, ca să le poți prețui și să le poți stăpâni. Dacă nu, te stăpânesc ele pe tine dacă sari așa, mergi cu liftul direct de la parter la ultimul etaj. N-ai cum să mai ajungi la o asemenea ierarhizare, pentru că am luat titlul de proprietate al lui tata mare și a venit investitorul Jidan și mi-am luat 300 de mii de euro pe pământul lui, pentru care eu nici nu am aprins o lumânare la cimitir și m-am cocoțat imediat, mi-am cumpărat un ultim tip de BMW, am reușit să mai intra și vreo 2-3 apartamente. Bineînțeles că o sumedenie de domnișoare drăguțe și binevoitoare roiesc în jurul meu și iată cum creierul meu în momentul ăla s-a defectat. Mai am eu o reprezentare a ceea ce înseamnă valorile unei societăți normale? Nu mai am cum să am așa ceva. În momentul ăla ajung să mă consider că sunt și cel mai bun politician, că ceea ce susțin eu are putere de adevăr absolut. Nu avem ce să discutăm de alte persoane. Ce spun eu, pentru că eu am banii. Și aceste lucruri s-au întâmplat. Am văzut asemenea conduite și comportamente în jurul nostru. Am văzut primari ajunși peste noapte doar pentru că au cumpărat și au vândut niște terenuri, au făcut cărdășie cu oameni politici, au accesat niște proiecte europene doar plecând de la prietenia pe care au avut-o, nu pe necesitatea acelei comunități. Astea sunt realitățile pe care le-am trăit pentru Dumnezeu. Chiar ajungem să nu mai conștientizăm și să ne negăm apartenența la ceea ce numim noi ființă rațională și superioară. Acest popor sistematic s-a mințit și și-a furat căciula. Acest popor, timp de 25 de ani de zile, nu a făcut altceva decât a promovat non-valoarea, pentru că, și mi-aduc aminte o sintagmă folosită de un om politic pe care de altfel îl respect, dar acea sintagmă la momentul respectiv am considerat-o jignitoare, însă omul chiar mi-a spus adevărul și mi-a spus: știi ceva, în politică un om egal un vot. Atunci eu i-am spus: bun, dacă un om egal un vot, evident că între mine și țața floarea nu poți să pui decât egal. Domnul Bradu, dar politica nu există numai la noi. Politica se face în toată lumea. Politica există. Ea stă la baza organizării, să spunem, a societății și... Nu se face. Ascultați-mă un pic. Pentru că venim și discutăm despre Franța, despre Germania. Da? Discutăm de și locomotiva. Se face politică. Se face politică. Dar cum se face politică? În momentul în care s-a schimbat un guvern, nu se face schimbare decât până la nivelul secretarilor de stat. Tot ceea ce înseamnă funcționari, înalții funcționari publici care au ajuns la această demnitate, au ajuns în urma absolvirii unui institut. Domnul avocat, dacă îmi dați voie să vă întrerup, îmi cer scuze. Avem pe cineva la telefon, dacă vrea să intre în legătură telefonică cu noi. Da. Nu mă așteptam să avem și telefoane, dar dacă... Alo? Bună seara! Bună seara! Sunt un cetățean, Giurgiu, aș vrea să-i adresez și o întrebare, domnule avocat. Nu puteți să ne spuneți cum vă numiți? Noi ne-am prezentat, noi ne știți cum ne... Nu e important cum mă numesc, important este ceea ce va răspunde domnul avocat. Dacă dânsul spune că politicienii sunt așa cum sunt, eu știu, domnul avocat, nu știu din ce partid face sau nu face parte, mai puțin mă interesează. Atunci dacă dânsul ca avocat vorbește de politicieni, colegii dânsului, de ce sunt pe un partid de domnul? Un partid de asta, PSD și alte partide. Eu asta aș vrea să răspundă și mie dânsul. Eu n-am spus că dânsul este vreun partid. Am spus colegii dânsului. Da. Pentru că fiecare... Spune și mie. Nu vreau să dau niciun nume de avocat care e un partid la Giurgiu sau ori în altă parte. Să spun și mie. Mai alți avocați care poate chiar sunt aproape sus în vârf la partidele de guvernământ sau cele care sunt în opoziție. Dar într-adevăr că e destul de tate. Politicienii de 25 de ani ne numim generație sacrificiu. Așa este. Dar dânsii care s-a avocat și reapă în caretele, dacă chiar așa clasa politică e o coacă, să ne explice și nouă dânsul de ce colegii dânsului sau alți
oameni aduși la putere să mai fie un partid. Pentru ce? Mulțumesc. Deci eu nu, vă mulțumim și noi. Nu bună am făcut seara. Afirmația despre clasa politică că este o culoacă. Departe de mine acest lucru. Clasa politică reprezintă fundamentul unei democrații. Politica, că a fost făcută într-o manieră destructivă pentru ceea ce înseamnă societatea românească, asta a demonstrat tot timpul și n-am spus-o eu. Vedem foarte bine de unde am plecat și unde am ajuns în momentul ăsta. De ce anumiți avocați și de ce avocații înțeleg să facă politică, este problema fiecăruia. Dreptul fiecăruia de a își exprima o opțiune din punct de vedere politic. Nu, asta nu înseamnă că avocații nu trebuie să facă politică. Până la urmă, dacă e să spunem un adevăr, din păcate prea puțini avocați fac politică, pentru că în perioada interbelică și în perioada care a precedat Marea Unire de la 1 decembrie 1918, foarte puțină lume cunoaște această realitate istorică, că bazele mișcării din Transilvania, care a promovat și a ajuns să forțeze unirea de la 1 decembrie 1918, era în proporție de 80% alcătuită din avocații. Însă ar însemna să intrăm și să discutăm despre profesia de avocat și ceea ce mai reprezintă profesia de avocat în societatea românească și cu siguranță ar trebui să facem nu o emisiune, ci cred da, că... Și atunci ar trebui poate să vorbim și de înalta ținută morală pe care o aveau și ca avocați și ca politicieni și... Sunt lucruri... Modul în care se ducea lupta politică și era cu totul altceva. Între timp, peste noi au trecut 50 de ani de comunism. O fi acolo vina, să spunem, pentru ceea ce se întâmplă acum? E clar că 50 de ani de comunism și, în primul rând, cei mai destructivi pentru societatea românească au fost primii 20 de ani ai comunismului în România. Nu spun că tot comunismul a fost extraordinar, dar dacă ajung să fac o comparație între calitatea oamenilor, calitatea profesională, calitatea umană a celor care au răzbătut din școala comunistă, dacă pot să spun așa, în comparație cu ceea ce avem la momentul ăsta și cu gradul de reprezentativitate în funcții de conducere, pentru că nu spune nimeni, era un activist care era un demagog, un tâmpit care făcea de cap, dar pe lângă și în afară de acest element care era defect, existau și 100 de ingineri în firea lor, profesioniști care știau să-și facă treaba. Existau și 100 de profesori care își făceau profesia și șlefuiau tineri cu sentimentul patriotismului, a dragostei de țară, a sacrificiului. Așa ceva mai regăsiți în societate? Nu mai există așa ceva. Până la urmă, cred că telespectatorul nostru nu ar avea ceva împotriva unui avocat care să facă și politică. E dreptul fiecăruia să facă până la urmă. Eu nu pot să răspund. Dar de multe ori, în dreptul meu. Sigur că da. Dar probabil că da, și dumnealui are dreptul să-și expună o părere legată de anumite personaje, să spunem, pe care le-au văzut. Nici eu nu sunt eu, nu pot să fiu și să mă transform într-o instanță de a clasifica și de a cataloga conduita. Fiecare, tocmai pentru că suntem într-o societate, face ceea ce consideră de cuvință. Eu nu vin și să spun că discutăm de o clasă pe care e o cloacă. Nu. Eu vin și constat că anumite principii care s-au promovat și care de-a lungul timpului au devenit un laimotiv în viața politică, nu sunt de acord cu ele și nu le consider că sunt ok. Pentru că vorbim tot de viața politică și de cei 25 de ani care au trecut de democrație. Nu credeți că ar fi fost normal ca după 25 de ani toate aceste frământări politice să se cam cristalizeze, să spunem, partidele politice, să-și găsească fiecare locul, să se termine mișcarea, să-și găsească locul fiecare și conform doctrinelor, dacă există doctrine și fiecare să-și o promoveze în funcție de ceea ce prevede ea. Aici ajunge... Ia uitați-vă că după 25 de ani am plecat de la, știți, zeci de partidulețe care erau făcute, fiecare își făcea un partid, am ajuns din nou, după 25 de ani și câțiva ani relativ calmi,
Să asistăm iarăși la o nouă erupție, să spunem așa, de partide politice. Ați identificat, spun eu, foarte bine problema care este până la urmă de fond. Inexistența unei doctrine în realitate în ceea ce însemna viața politică din România. Nu a existat o departajare pe ceea ce înseamnă. Să spunem că a fost un prim semnal, poate în anii 90-92, în care s-a încercat o reconfigurare plecând de la ruptura petrecută în 1948 în viața istorică și socială a României. Însă lucrurile au fost gestionate într-o asemenea manieră încât nu se dorea să existe un contracandidat pe piața politică care să poată să... Și atunci s-au infiltrat oameni, aceiași oameni cu tarele pe care comunismul timp de 50 de ani le-a sădit. S-au infiltrat delatorii, trădătorii, mincinoșii, perverșii, care au avut grijă să strice tot. Pentru că asta s-a întâmplat. Și în continuare nu ducem lipsă de asemenea elemente în rândul cetățenilor. Am spus-o, dacă la noi comunismul a fost mai urât și mai mizerabil decât a putut să fie în Serbia, decât a putut să fie în Ungaria, în Cehia, datorită românilor a fost, doamnă. Datorită românilor și a nemerniciei românilor. Românii și-au vândut părinții, românii și-au turnat frații, românii între ei. N-a venit nimeni din afară să... Din dorința de a se răzbuna, de a-și satisface frustrări, neîndepliniri ale individului, a ales varianta cea mai simplă, de a face rău. Și în continuare, în aceste vremuri pe care le trăim, nu dorim să construim. Dăm curs frustrărilor, ne considerăm în anumite momente că am devenit centrul universului, buricul pământului, aruncăm veninul din noi, facem rău în jurul nostru și după noi potopul nu ne interesează. Asta s-a întâmplat. Și se întâmplă în continuare. Ne supărăm, ne facem un partid politic. Nu contează că ceea ce am făcut în spate nu este în regulă. Nu contează, și ating iarăși un subiect care e destul de deranjant, dar această clasă politică, care în mod normal trebuie să răspundă și să satisfacă cerințele socialului, nu contează că avem o lege a taxelor judiciare de timbru care a fost adoptată de guvernul Boc și răspundea unor necesități și al unui nivel financiar pe care îl avea România înainte de criză. Această lege este în continuare, actul de justiție se desfășoară sub imperiul acestor taxe de timbru care nu fac altceva decât blochează accesul cetățeanului la justiție. Nu poți să mai menții un nivel atât de ridicat al taxelor judiciare de timbru în condițiile în care socialul și economia sunt poate la o treime din ceea ce discutam la momentul ăla. Dar nimeni nu vede lucrurile astea. Ne mai interesează pe noi de contribuabili. Aveți parlamentari avocați. Ajungem la un subiect extrem de... Ar trebui să știe lucrul acesta. Extrem de delicat. La parlamentari avocați. Vedeți dumneavoastră, profesia de avocat a fost lovită, dacă pot să spun așa, cel mai mult și cel mai grav din interiorul ei, de către avocați. Cam așa se întâmplă în general. Vă spun la modul cel mai sincer și cel mai concret. Avocații, în momentul în care au ajuns în Parlament, au uitat că sunt avocați. Și au plecat de la premiza iarăși a satisfacerii unor interese financiare materiale. Cel mai mare dușman al profesiei de avocat la acest moment în România este un avocat. Alina Gorghiu se cheamă. Dacă vă spune ceva acest nume... Este președinta partidului, marelui Partid Național Liberal. Această distinsă doamnă avocat, în momentul în care a ajuns în Parlament, nu a făcut altceva decât să distrugă sistematic și să atace profesia de avocat. Și a venit cu conceptul fantasmagoric, struțocăminic, importat din statele multilateral dezvoltate, medierea. Dumnezeu este cea care a purtat standardul medierii și l-a adus în România. Pentru ce a fost făcută medierea?
pentru a reuși să se strângă și să se acumuleze niște finanțe de la cei care au înghițit acest balon de săpun, au crezut într-o minciună și au fost înșelați. Dar nu suntem noi primul stat în care se folosește medierea, nu? Nu suntem noi primul stat, dar suntem un stat balcanic și din statele balcanice, în niciunul din statele balcanice, medierea nu a avut ce să caute. Și cu atât mai mult, nici în Italia, numai departe de anul trecut, a fost declarată neconstituțională legea medierii. Nu poți să riști doar pentru a satisface un interes material, să vii și să vinzi o fata Morgana. Dar care ar fi acest interes material până la urmă? Păi vă spun eu, 5.000 de lei de cursant pentru a obține diploma de mediere. Da. Vorbim despre asta. Da. Vorbim despre o minciună absolută, că scurtați durata unui proces, degrevarea instanțelor judecate. Acum, dacă vă aude cineva, un mediator, ar spune îi poftesc pe toți. Aveți, că vă deranjează faptul sau spuneți că s-ar putea înțelege că vi se iau cazurile pe care, de pe urma cărora luați bani, hai să spun până la capăt. Păi să mă ierte Dumnezeu. Luăm statistica de la nivelul instanțelor de judecată. Ce s-a întâmplat? Câte cauze au fost stinse prin mediere? Despre ce vorbim? Despre dispoziții? S-a mers până acolo și s-a spus pentru că și puterea judecătorească n-a fost în acord cu ideea de mediere. Restituirea taxelor de timbru? Cine a dat-o? Despre ce vorbim? Despre magistrați care s-au făcut că nici nu vor să ia în discuție acest aspect al restituirii taxelor de timbru și nu s-a restituit taxa de timbru. Și oamenii au crezut, și oamenii, că românii sunt creduli și cred. Și cred ce? Cred în niște concepte. Dar poate că oamenii vor să creadă și ei într-o bună zi că ceea ce se întâmplă în țara lor se întâmplă datorită unor oameni care sunt de bună credință. Ascultați-mă, societatea românească și românul este un tip conflictual. Conceptul de mediere la nivelul societății la care suntem acum și am fost la momentul când s-a dorit a se implementa acest concept. Societatea românească nu era pregătită și nu este pregătită din punct de vedere al formării educaționale a individului pentru a accepta ideea de mediere. Românul, decât să se așeze la masă și să discute, mai repede își dă o bâtă în cap. Asta e realitatea. Se duce la cârciumă, colește repede un bidon de bere de 2 litri jumate și își rezolvă problema prin mediere. Pune mâna pe par și se duce și își dă în cap. Asta e România! Dumneavoastră știți mai bine că aveți de-a face cu astfel de cazuri. Mai nou, acum pune repede mâna pe pistolul cu bile, cu gaze, scoate pe geam. Deci asta face românul. Românul este imatur. Dacă l-ai depășit... Dacă e depășit mașina lui... Cum se îndrăzește așa ceva, se poate? Se oprește în trafic, scoate pistolul pe geam? L-ai jignit. Da. E ceva extraordinar. Da, dar totuși, până la urmă, conceptul de mediere nu cred că neapărat a ieșuat din cauza aceasta. Spuneți dumneavoastră sau nu? Din punct de vedere al cadrului legal, medierea nu a fost pregătită și nu este pregătită pentru a putea să vină și să satisfacă cerințele soluționării divergențelor în ceea ce înseamnă viața civilă. Nu, a fost ceva făcut în pripă și ca orice lucru făcut în pripă, am spus-o, cred că de acum 2 ani de zile, la diverse posturi locale de televiziune și am spus, haideți, lăsați să vedem și unde să ajungem. Eu vă spun că nu se va ajunge nicăieri, dar eu sunt Sergiu Bratu și pe mine nu trebuie să mă... Și chiar nu mă credeți și poate chiar mă considerați că sunt subiectiv sau cum considerați noastră de cuvință. Dar n-ați putut să faceți tot dumneavoastră, avocații, acest lucru? Adică să mergeți la început pe înțelegere, să stați de vorbă cu ei și dacă nu se putea până la urmă... Această activitate a existat în planșa profesională a avocatului și nu s-a mai făcut tantam. Medierea făcea parte, înainte de apariția legii medierii, din planșa profesională a avocatului. La momentul în care un litigiu se soluționează, există soluționarea unui litigiu pe calea tranzacției, doamne, care cere... Deci de asta spun, nu vii cu un balon de săpun, nu vii cu o minciună
ca să vinzi ce? O iluzie. Oameni buni, tranzacția a existat în codul de procedură civilă de la 1866 și până în prezent. Nimeni și niciun judecător nu s-a opus ideii și dorinței a părților participante într-un proces de a încheia nemijlocit la un anumit moment dat, prin înțelegerea lor acel litigiu care fusese declanșat. În fața avocatului. În fața judecătorului, nu avocatului. La judecătorului. Asistat, mediat de către un avocat, părțile fără niciun fel de problemă se încheia această tranzacție, iar magistratul pronunța o hotărâre de expedient, așa cum o definește codul de procedură civilă, iar lucrurile pentru Dumnezeu. De ce când am avut în codul de procedură civilă așa ceva și avem în continuare? De ce vin să mint cu un alt concept care nu înseamnă altceva decât același lucru? Nu e în regulă. Și mai ales că dintre mediatori nu fac neapărat parte numai oameni cu pregătire este juridică. Este o altă problemă. Iarăși, o chestie care nu e în regulă. Există o procedură, există o terminologie din punct de vedere juridic, sunt sancțiuni procedurale prevăzute în codul de procedură civilă pe care, oricât de autodidact te-ai considera și ai vrea să crezi despre tine că ești, dacă nu urmezi cursurile unei instituții de specialitate drept, îți este foarte greu să înțelegi ceea ce înseamnă esența normei juridice, interpretarea care trebuie să o dai. Așa toată lumea ne pricepem la drept, la fotbal, la ce vreți dumneavoastră. Dar în esență, când ne apucăm de un lucru, constatăm că avem niște carențe grele. Până la urmă, eu spun că avocatul să-și facă avocatura lui, judecătorul să fie judecător, procurorul să fie procuror, inginerul să fie inginer și mecanicul să fie mecanic, domn. Dacă mă pui pe mine să umblu la distribuția unei mașini, îmi place mie așa să cred că sunt priceput și mă descurc, să fim serioși despre ce vorbim. Și îl iau pe mecanicul care face distribuția și îl rog frumos să-mi facă și mie interpretarea directivei 165 a Consiliului Europei în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată. Domnul Bratu, până la urmă, nu e neapărat un pericol public, să spunem, un mediator, chiar dacă nu are studii juridice. Nu, eu am făcut trimitere la altceva. Eu vreau să vă spun altceva. Deci nu e până la urmă un pericol public. Poate până la urmă și însușește acolo niște termeni, că a făcut o școală, ziceți, mă rog, plătită, bine plătită. Dar gândiți-vă că sunt persoane care ne hotărăsc viața noastră, care iau măsuri, care adoptă legi în beneficiul chipurile al nostru, al tuturor, și care n-au deloc pregătire de specialitate. Pentru că acum e suficient să te duci să-ți faci, nu contează unde, o facultate ca să obții o diplomă, că ai studii superioare și poți să obții un post și ai terminat nu știu ce facultate și ocupi un post pe cu tot o altă meserie pentru că ai urcat pe o scară ierarhică sau propulsat politic. Acolo e mai grav. Păi ajungem iarăși la acele principii care au fost trimise în derizoriu și care nu au fost respectate și am ajuns să fim conduși în diverse domenii de către oameni care n-au nimic în comun, ci doar pentru că un om egal un vot, un om egal 100 de voturi, omul care aduce 100 de voturi, nu mă mai interesează că n-are specialitate și că nu este priceput. Mi-a adus 100 de voturi. Așa că vine și ia locul celui care are un vot. Da, eu până la urmă aș înțelege și această promovare, să spunem, pe criterii politice, că până la urmă fiecare vrea să-și aducă, să spunem, oamenii cu care se înțelege și cu care poate să-și ducă programele. Dar tu partid, adultul ăla care știe. Tu partid, creează-ți și demonstrează că ai niște proceduri de selecție în interiorul tău exact, ca partid, da. Și promovezi decât acele persoane care sunt reprezentative în domenii. Nu crea un ghiveci bulgăresc și din ghiveciul ăla bulgăresc pe la care aduce 100 de voturi milei și mi-l pui la învățământ, iar el n-are niciun fel de treabă cu învățământul. Toată viața lui a fost agricultor. Nu e regulă. Demonstrează tu, partid, că ai acele structuri interne, departamente unde ai impus niște criterii de eligibilitate pentru a se ajunge în conducerea acelor structuri strict
referitor la, la domeniile pe care tu vrei să promovezi, și atunci și o spălăria. Lucrurile ar fi de cu totul. Dar nu s-a întâmplat așa. Și să vă spun, nu se va întâmpla așa. Pentru că tendința asta este. Spuneați de liniștea care a început în 2000... E liniștea dinaintea furtunii, cumva? Cu siguranță e liniștea dinaintea furtunii. Pentru că a existat o perioadă de la publicarea rezultatului alegerilor și până la investirea noului președinte, când în spațiul public au apărut niște declarații mai mult decât alarmante și îngrijorătoare. După investire au dispărut. Dar gura păcătosului adevăr grește. Teamă mie că suntem în aceeași situație și că într-o manieră mult mai rafinată ne vom confrunta cu aceeași dorință care de-a lungul istoriei omenirii a făcut să se distrugă foarte mult. Dorința de a acapăra puterea cu orice chip și la toate nivelele. De a conduce într-un mod unic, unitar, totalitar. Dacă mi-aduc eu bine aminte, în perioada alegerilor și chiar înainte de alegeri, în timpul campaniei electorale, se spunea foarte clar, nu trebuie să câștige Victor Ponta, reprezentantul PSD-ului, pentru că nu este bine să ai și la Cotroceni și la Palatul Victoria să ai reprezentanții acelui partid. Și toată lumea era oripilată de ce s-ar fi putut întâmpla când ar fi pus PSD-ul mâna pe putere în toată țara. Și președinte și prim-ministru. Și după publicarea rezultatelor și omologarea de către Curtea Constituțională, până la depunerea jurământului, noul președinte al țării, ce vine și spune, doamne? PNL-ul trebuie să ajungă la guvernare, PNL-ul trebuie să constituie guvernul, PNL-ul trebuie să facă. Și atunci eu, votant, mă simt păcălit? Ar trebui să mă simt păcălit? Care nu. Am votat în ideea că așa ar fi bine. N-ai votat în necunoștință de cauză. Ai văzut ce oameni votezi. Cine a trădat odată, va trăda de 100 de ori. Cine a mințit odată, va minți de 100 de ori, doamnă. Astea sunt lucruri pe care nu le spune Sergiu Bratu. Oamenii, omenirea și istoria a demonstrat-o. Dacă Blaga a distrus și a mințit, o va face în continuare. Dacă Udrea a mințit, o va face în continuare. Dacă MRU și-a bătut joc, își va bate joc în continuare. Că eu m-am asociat cu ei, nu e treaba lui Mariana Brăgaru. A fost opțiunea mea. Eu am ales cu cine să defilez. Că am văzut cine cu cine defilează și m-am mințit, mi-am auto-impus o minciună să cred că acea camarilă politică mai devreme sau mai târziu nu-și va cere prețul, e naivitatea mea. Și voi plăti prețul pentru naivitatea mea. Cum vedeți fuziunea dintre cele două partide? Un concept de struțocămilă. Da, ei sunt de dreapta, s-a unificat dreapta. S-a făcut marea dreaptă. Da, s-a împrumutat ideea impusă de către Uniunea Europeană și Mișcarea Liberală din Parlamentul European, pe care a trebuit să se zică hau, și bineînțeles că românii au stat drepți și cu... Nu, că suntem într-o emisiune televizată și nu vreau să continui raționamentul mai departe. Ideea e că s-a împrumutat și s-a făcut acest... Are nicio treabă. Familia Brătianu, acolo undeva de sus, mai devreme sau mai târziu, o să înceapă să-i bată cu pietre. Nu se poate. Nu se poate să trimiți în mocirlă istoria unui partid doar din dorința de a ajunge să satisfaci niște interese financiare, de a plăti niște polițe că ai fost ajutat să ajungi într-o demnitate publică și să accesi la guvernare și camarila politică pe sistemul parcurilor, da? Sub guvernarea domnului Boc, domnul Blaga, au răsărit în România părculețele lăsate ca ciupercile după ploaie. P-
părculețe de... E meritul doamnei Udrea. Multe, multe miliarde. Și bineînțeles că acele comune erau doar cele portocalii, în care dacă intrai, băbuțele aveau pungii de se duceau dimineața să cumpere pâine cu pungi portocalii, copilașii aveau fesuri portocalii în cap, ghiozdănele portocalii, cetățenii... A dispărut orice urmă de portocaliu. Așa, acum. Bun, nu mai există. Sunt galbene. Nu mai există. Și sau... or să fie roșii, galbene, albastre... S-au metamorfozat. Pauperizarea societății în mod conștient, tocmai pentru a putea să fie controlată ca masă de manevră și de vot, este un delict care nu se regăsește în niciun cod penal, da, dar este un delict moral pentru care mai devreme sau mai târziu divinitatea va aplica o pedepsă. Cum se poate? Așa ceva am trăit. Am desfințat locuri de muncă, am transformat oamenii în niște sclavi existențiali pentru a putea să-i pentru a strânge buletinele în cel mai josnic și pervers mod. A da 50 de lei, 100 de lei, urcă în autocare, vai de mine și de mine. Asta e România, în așa dar ceva trăit. Nu i-a forțat nimeni, domnul frate. Nu am spus că i-a forțat cineva. S-au dus de bunăvoie. Au acceptat și banii de bunăvoie. S-au dus de bunăvoie. Până la urmă. Dar dacă ar fi avut o piață a muncii, dacă ar fi avut posibilitatea să câștige 1000 de euro, 1500 de euro salariu sau 15 milioane, 20 de milioane, vorbesc de România, vorbesc de un Giurgiu unde se câștigă 6 milioane, 7 milioane, 8 milioane și trebuie să ții o familie cu 2 copii, întreținere, ploc. Despre ce vorbim? Omul are până la urmă în el un instinct de conservare și să te ferească Dumnezeu să ajungi să constați ce poate să facă un om, ce poate să facă un tată, ce poate să facă o mamă ca să poată să-și întrețină copilul și să meargă înainte. Avem un nou președinte cu o nouă viziune diferită de acelui de dinaintea lui. Spuneați că după această liniște urmează furtuna, care probabil va aduce și ea o schimbare de putere. Fără doar și poate, dar schimbarea de putere întotdeauna vine bine după ce scăpăm de iarnă. Că nu mai avem griji. Îi lăsăm pe ăștia să treacă apa și după care le dăm cu băta în cap și ne urcăm noi în căruță. Deci vreau să vă întreb, avem schimbare la Cotroceni, vom avea schimbare, dacă zicem așa, vor găsi modalitatea și schimbare de putere la guvern, se vor rezolva problemele acelea de care spuneați dumneavoastră, cu locurile de muncă și cu tot? Cei care vor să vină pentru că sunt nemulțumiți că actualul guvern nu face ceea ce trebuie și ei sunt convinși că pot face lucruri mai bune? Sau este doar singura... Dar v-am spus foarte clar. Trebuie să se ajungă la guvernare pentru că doar guvernarea permite accesul la resurse financiare publice. Despre asta vorbim. Și alegătorul, locul alegătorului în toată această ecuație, unde este? Unde se alege el să se pună, alegătorul? Alegătorul a ales. Peste 4 ani, 5 ani, are dreptul să aleagă de nou. La anii pe care îi pierdem și cei 10 ani pierduți în imperiul lui Traian Băsescu și Blaga și compania, mie nu mai mi-i dă nimeni înapoi, doamnă. Ce credeți? Că ați adus aminte de Traian Băsescu. Lumea așteaptă să vadă... Am plătit cu ani din viața mea pentru ignoranța, tupeul și nesimțirea unor șlechte de bagabonți cu accente intelectuale. Am plătit cu viața mea, cu tinerețea mea. Nu am reușit să profesez într-o societate performantă, nu am reușit să ajung să pot să ofer copilului meu ceea ce am visat și mi-am dorit. De ce? Pentru că fiind în democrație, o șleactă de bagabonți au hotărât să facă ceea ce să fac. S-au folosit de servicii speciale și în decembrie 2014, se vor folosi și în decembrie 2243, s-au folosit și la referendumul lui Traian Băsescu, când unchiul Sem ne-a stins lumina și n-a vrut să se întâmple ce trebuia să se întâmple, pentru că se plătise prețul. Prostituția supremă românească își adusese aportul major.
să vânduse fata virgină care trebuia să fie dată la împărat. Despre asta vorbim, doamne. Ca să revenim la un domeniu pe care îl cunoașteți foarte bine. Sfârșitul anului trecut a fost marcat și de un asalt, ca să spun așa, al DNA-ului, asupra în dosare grele de corupție și nu era zi în care dimineața, de fapt, la cafea, când dădeai drumul la televizor, te uitai să vezi cine a mai fost arestat. Ce a fost toată nebunia aia pe care am trăit-o atunci? Ultimul a mandat... fost într-adevăr un asalt al DNA-ului din dorința de a curăța scena politică? Să fim serioși. Fim serioși. Nici vorbă de așa ceva. Nu. Poate că DNA-ul raportat la această componență a factorului uman care ajunge la conducere în România este justificată. Deși foarte mult timp eu m-am îndoit și am negat necesitatea unei asemenea instituții. Am ce puțin în ultima, dar nici cu acest entuziasm. Vedeți dumneavoastră, entuziasmul ăsta așa tembel și cretinoid care a fost promovat în viața socială a deschis ușile mușamalizării unor abuzuri înfiorătoare. Cu asta nu sunt de acord. De dragul poporului, același popor care l-a bătut cu pietre pe Iisus Hristos și l-a preferat pe Barabas și l-a vândut pe Iisus, același popor. Tot același popor vine și mi-aplaudă și toată lumea cade pe spate și vai, vai, extraordinar, ce bine că l-a omorât pe ăla. Dar mâine cizma aia care l-a omorât pe ăla e pe gâtul meu. Despre ce vorbim? Vorbim despre niște practici și niște proceduri duse la extrem. Niște proceduri care nu sunt deloc în regulă. Nu e normal. Dar nu mai vrem să vedem și să ne ferim de un asemenea pericol. Preferăm și întotdeauna psihologia de manipulare a maselor a fost extrem de atentă în a folosi asemenea momente. Nu, n-a fost nimic întâmplător. Tot sistemul Traian Băsescu nu a făcut altceva decât să caute anihilarea preopinenților politici sub masca unor proceduri judiciare și a unor dosare. Nu spun că acei oameni n-au greșit, nu spun că acei oameni n-au încălcat legea, dar nici nu pot să spun că rezultatul condamnărilor sau rezultatul trimiterilor într-o instituție de reeducare, cum este penitenciarul, s-a produs prin urmarea unor proceduri cu privire la care să nu se ridice niciun semn de întrebare. A fost și un semn, așa să spunem, către acest popor care trebuia să meargă în scurt timp să voteze, ca pe vremea romanilor, când dădeau sânge poporului, cerea prin acele jocuri de circ, da, cu gladiatori? Fără doar și poate. Același lucru, pentru că discutăm despre un popor cu reacții colerice viscerale, un popor frustrat, un popor care preferă întotdeauna să se bucure de moartea caprei vecinului. Și dacă n-am eu ce să pun pe masă să mănânc? Mamă, ce bine i-a făcut! Bine, bă, că l-a luat pe bratul cu mascați! Bravo! Este! Și mă duc să mai beau jumătate de vodcă făcută de-n pufoaică. Sunt fericit, mă culc! Asta e românul. Vreți să vă spun că fac o paranteză acum? Povestea cineva de modul în care s-au dus mascații la cineva. S-au plimbat o jumătate de oră prin fața casei fără să întreprindă nimic. Omul a ieșit, a deschis poarta, nici nu l-au băgat în seamă. Așteptau, știți ce? Televiziune. Așteptau să vină televiziunile și în momentul în care au apărut televiziunile, au sărit gardul. Da? Deci omul le-a deschis poarta să intre, dacă vor să intre, să intre, nu. Și-au sărit poarta când au venit televiziunile, au sărit toți acolo. Ce înseamnă asta într-o țară? Asta a fost justiția lor, justiția aia independentă, propovăduită de Monica Macovei. Îl vedem pe Traian Băsescu și pe el întrebat măcar de sănătate pe la medic, pe la vreo instanță? Nu. Nu va fi.
Cine s-a hrănit dintr-o asemenea iluzie a greșit. N-are nicio treabă. Se va simți deranjat poporul român de lucrul acesta? Poporul român? Păi dacă mereu a mâncat vită de Kobe pe banii lui și a băut whisky de 28 de milioane sticla și pe s-a banii plimbat, noștri. Banii poporului, am zis. De da, banii da. Lui ai poporului. Da. Și și-a cumpărat creme și alifii erotice. Care ar fi problema dacă acum e la Cotroceni și e în pole position să devină prim-ministru? Despre ce vorbim, doamnă? Despre ce vorbim? Despre asta vorbim. Din păcate, doar vorbim, nu? Nu, noi nu vorbim. Până la urmă, și dumneavoastră și eu, când ne ducem seara la culcare și ne uităm în oglindă, avem pretenția că ne vedem. Cu ridurile, cu miopia, cu chelia, dar nu ne vedem cu prostia. Ori până la urmă, pe mine lucrul ăsta... Am spus întotdeauna, îi mulțumesc mamei mele că poate nu m-a făcut frumos, că nu m-a făcut înalt, dar cu certitudine nu m-a făcut prost, doamnă. Și pentru asta am să-i mulțumesc atâtea zile câte i-o mai dat Dumnezeu pe acest pământ și după ce va trece la cele veșnice, am să-i pun recunoștință. Cine dorește și alege să fie prost, să moară în ignoranța lui de a fi prost. Pentru proști nu am niciun fel de clemență. Și să mai există o vorbă în popor care spune așa: cu omul prost și femeia curvă nu vei ajunge niciodată la câștig. Despre asta vorbim. Poporul român își merită soarta, a spus-o și Petre Țuțea, a spus-o și Emil Cioran și credeți-mă că au știut ce au spus. N-am avut noi urechi și maturitate să înțelegem ce au spus acei oameni. Dar ei au spus. Credeți că există șansa să vină un guvern în România care să se gândească și la oameni? Cu siguranță eu nu cred că voi apuca acea vreme. Poate copilul meu, poate copiii copilului meu, dar eu unul mi-am refuz să mai cred așa ceva. Am crezut cât am avut 22, 25, 28, 30, 35, 37, 40, 42. Nu mai cred. Nu mai cred pentru că văd ce vine din urmă. Văd, mi-e groază când... Există un potențial maxim în acești tineri care vin în spatele nostru. Noi ne distrugem copiii, da, doamnă. Domnul avocat, până acum se dădea vina pe comunism și pe comuniști. Erau comuniști. Eu v-am inclusiv inclusiv la ultimele alegeri. Iar eu vă spun un singur lucru. Deci au fost făcuți comuniști oameni care erau sunt copii în perioada comunistă. Deci, astea sunt niște tembelisme și niște... Păi am spus, prefer un inginer comunist care a știut să-mi facă rentabil IGMUG-ul și care a știut să-mi țină locuri de muncă pentru o treime din populația municipiului Giurgiu. Da, vreau comunistul ăla. Ăla era un profesionist. Nu vreau activistul care era un tembel și făcea ce făcea. Da, inginerul, da, profesorul, da, medicul, da, îi vreau. Pentru că au fost oameni capabili și au demonstrat ulterior că au performat în Occident. Acei oameni au știut, au ieșit și au fost niște profesioniști. Dar acum, numai pentru faptul că anumiți oameni au vârstă și au trăit într-o perioadă comunistă, acum mergem și îi facem comuniști pe toți? Doamna, ascultați-mă un pic. Eu vin și departe de mine de a face apologia sistemului totalitar. Bunicul meu matern a murit la canal. În mod clar, eu nu am cum să am față de un asemenea regim sentimente de dragoste și apreciere. Dar nici nu pot să neg că în ceea ce privește calitatea, și discutăm de anii 70-80, calitatea umană a ceea ce însemna școala românească, și promovarea, meseria și profesioniștii, și ce însemna utilajul petrolier, ajunsesem și aveam oameni de calitate. Acești oameni de calitate nu îi mai avem acum. Acum suntem experți în a avea samsar de terenuri,
în a avea samsar de mașini și samsar de femei. Ce credeți? Premierul propune acum un pact național, solicită întrunirea reprezentanților partidelor politice, un pact național pe educație, pe câteva probleme foarte importante. Sunt vreo 5 sau 7 probleme importante asupra cărora să cadă toți de acord, să se stabilească legislația eventual necesară și ele să rămână neschimbate pe foarte mult timp de acum încolo sau având consensul tuturor să fiecare, în momentul în care ajunge la putere, să meargă în aceeași direcție. Este partidele naiv. Au refuzat. Este naiv premierul când propune așa ceva. Deși are o vârstă și o experiență, este naiv. Nu poți să obții așa ceva de la partidele politice. Dar de la cine dacă nu de la ele? Pentru că partidele politice sunt formate de oameni, sunt formate din interese financiare. Nu am cum să accept să vin să semnez. Nu mi-e frică să mă angajez. Românul este laș. Mă angajez pentru viitor, când eu poate mâine am nevoie să îmi schimb Mercedes-ul și trebuie să ajung la Apia. Ce am înnebunit? Cum să fac așa deci ceva? Deci nu credeți că va fi până la urmă va realiza un consens pe problemele... Mareșalul Antonescu a chemat partidele politice ca să discute și să-i transmită un document pentru a putea să semneze pacea cu rușii. Și să îl înștiințeze, pentru că bătuse palma cu Hitler și el era un om de cuvânt. Și a spus, nu, întâi îl înștiințez pe Hitler că urmează să ies din coaliție și voi semna pactul cu rușii. S-au ascuns ca șobolanii, deși discutăm de niște figuri ale vieții politice remarcabile, dar aveau și au avut acest comportament. S-au ascuns, au refuzat să semneze acel pact, l-au împins pe Antonescu să-și hrănească ideea lui fixă că doar dând o lovitură Moscovei îi va putea chema să se așeze și să negocieze condițiile unui armistițiu care să nu trimite România în sclavie, tot românii l-au vândut și pe Antonescu. Nimeni altcineva. Președintele Iohannis a reușit. Ce la Cotroceni pentru creșterea alocației din buget pentru armată. Un consens național. Când a chemat partidele la Cotroceni. Asta a fost o măsură impusă de către partenerii de NATO. N-a reușit niciun președinte, doamnă. Astea sunt gogorițe cu a reușit președintele. Deci nu credeți că chiar vor să se înțeleagă vreodată asupra unor astfel de lucruri? Nu. Nu se vor înțelege niciodată. Timpul va demonstra. Cât mai dați actualului guvern? Maxim. Depinde acum, ideea e să nu fie inundații. Iar salva inundațiile. Întotdeauna... Se vor găsi suficient strădători? Nu. Categoric, ei sunt deja în pole position. Nu, ideea e că, am spus eu, mai repede te urci în teleguță după ce a trecut-o altul apa. Deci hai să trecem de iarnă, că nu avem de ce să preluăm un guvern cu fel de fel de probleme, să ne ocupăm noi să gestionăm dezăpeziri. Nu. Ieșim în primăvară și așteptăm un pic să vedem dacă nu cumva primăvara vine cu inundații. Că nici atunci nu ne convin. Dacă se face călduț, să schimbă guvernul. Vom vedea ce se va întâmpla, să fim sănătoși, să ne întâlnim eventual, să discutăm la vremea respectivă dacă se va întâmpla și așa. O să vedeți sau că dacă nu mai e nimeni oripilat. Profet mincinos. Nu mai e nimeni oripilat că maestru Păpușar de la Cotroceni, care înainte era Traian Băsescu, acum se cheamă altfel, și va guverna aceeași marionetă de aceeași culoare politică. Eu vreau să vă spun sincer, sper să n-aveți dreptate. Cred că și noi o să vă doriți să n-aveți dreptate. Da. Da. Vă mulțumesc oricum pentru prezența în această seară. Urmează să vedem ce se va întâmpla. Doamnelor și domnilor, punem punct aici întâlnirii. Ne revedem marțea viitoare. La revedere și numai bine!